Vă spunem un bun venit la casa Domnului, a treia seară, și ca și în primele dăți, cred că Dumnezeu ne va binecuvânta încă o dată, prin cuvânt și prin cântare. Am venit cu o dorință fierbinte să mă întâlnesc cu frații mei și să aud vocea Domnului. Privind astăzi în jur și când am văzut câtă tristețe, câte probleme sunt, am spus, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat așa de mult. Și ori de câte ori pot să laud și pot să vin înaintea Lui cu o inimă curată, cred că este o binecuvântare. Ferice de cei ce sunt în casa Domnului, că cei ce pot să facă? Să laude pe Domnul, slăvit să fie Domnul. E un timp de laudă, e un timp de închinare. Am vrea să cântăm prima cântare care spune așa de frumos, la tine venim, la tine venim. Mântuiți în fața ta noi stăm, cu capul sus, inima plină de laudă, ție ne închinăm. Să nu fie doar o cântare de pe buze, să ne deschidem și inima și mintea. Și cel ce poate să ne cerceteze e Domnul. Cel ce poate să ne umple de Duhul Sfânt e Domnul. Cel ce poate să ne transforme dintr-o stare de oboseală, poate am lucrat mult, am alergat mult, ne poate da o energie extraordinară să putem să lăudăm din toată inima. Glorie Domnului! Cântăm spre slava Domnului! Vrea să ne ridicăm în picioare pentru că vom citi din cuvântul Domnului din psalmul 46, un psalm așa de frumos, un psalm al fiilor lui Core, și fiii lui Core fac o declarație așa de frumoasă în acest psalm. Cred că și dumneavoastră ați citit de multe ori acest psalm și vreau să vă spun că am proclamat acest psalm peste mine, peste casa mea, nu odată, de multe ori. Și așa de frumos spune cuvântul Domnului în versetul 1, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munți în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Noi nu ne temem, pentru că acest Dumnezeu este un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. L-am chemat de multe ori în viața mea și vreau să vă spun că mi-a răspuns. Înseamnă că avem un Dumnezeu care ne aude. Aleluia! Când i-am spus, Doamne, privește la casa mea, la problema mea, acest Dumnezeu și-a îndreptat ochii spre mine și nu numai că și-a îndreptat ochii spre mine, dar și-a întins și mâna către mine. Și știți ce am învățat? În situațiile prin care am trecut nu de multe ori, știți ce am învățat? Că Dumnezeu este un Dumnezeu minunat, e plin de milă și vrea ceva și El de la mine. Vrea și El ceva de la noi. Atunci când noi strigăm la El, El ne ascultă. Dar când ceilalți din jurul nostru strigă la noi și spune, sunt aici, am nevoie de un ajutor. Sunt aici, am nevoie de o vorbă bună. Sunt aici, întinde-mi o mână de ajutor, că despre mâna asta vreau să vorbesc, despre mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu se întinde spre noi cu binecuvântare și noi învățăm de la Dumnezeu că avem datoria să fim mâna lui Dumnezeu. Pentru că a fi mâna lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Sunt oameni care n-au mâini și nu pot să-și îmbrățișeze copiii. Sunt oameni care au mâini și stau cu ele în buzunar. Stau cu ele în buzunar când trebuie să facă ceva cu ele. Să ai mâini și să ai un dar să cânți la un pian, la o gitară și tu să cânți spre slava altcuiva și să nu cânți spre slava lui Dumnezeu. Ce trist! Le-a dat Dumnezeu mâini, ce facem cu ele? Le ridicăm împotriva unii altora? Nu. Știți ce avem de făcut cu ele? Ce-a făcut și Domnul. Domnul și-a întins mâna cu milă și îndurare în dreptul nostru și asta vrea să facem și noi. Asta vrea să facem și noi și mâinile noastre să le punem la dispoziția Lui. Atunci când cineva e căzut, să-i dai o mână de ajutor și să ridici din groapă, să-l scoți din noroi afară. Atunci când cineva are nevoie de o îmbrățișare, să poți să-i o dai și să spui, mă, îmi pasă de tine, te iubesc, ești fratele meu, sunt aici, ce pot face pentru tine? Asta vrea Dumnezeu de la tine și de la mine, ca să ne punem tot ceea ce avem la dispoziția Lui. Și în seara aceasta aș vrea ca mâinile acestea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat să nu le ținem pe lângă corp așa într-o poziție dreaptă. Atunci când vom lăuda numele Lui Dumnezeu, să le ridicăm înspre cer, pentru că mâna Lui Dumnezeu e o mână binecuvântată care îți poate atinge mâna ta în seara aceasta. Te poate ridica din starea care ești, îți poate spune încă o dată, sunt aici pentru tine. Acestui Dumnezeu minunat și măreț îi slujim. Ce ai făcut săptămâna asta cu mâinile tale? Ai deschis Biblia? Ai citit-o? Ce ai făcut cu mâinile tale săptămâna asta? Ți le-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu? Sau doar muncim cu ele ca să trăim bine, le folosim în scopurile noastre personale și doar atât? Haideți să ne cercetăm ce am făcut săptămâna asta. Și dacă descoperim ceva în inimile noastre, că am fi putut face ceva mai mult și n-am făcut, să spunem, Doamne, începând de astăzi, vreau din toată inima mea să-mi pun mâinile acestea la dispoziția Ta. Doamne, de azi înainte vreau să fiu mâna Ta. Era într-o localitate, o școală, și la școala aceea erau niște fete care vorbeau despre mâinile lor. Și își arătau mâinile una la alta și spuneau, uite ce mâini frumoase am eu. Vezi, eu folosesc cu tare cremă, eu fac cu tare tratament și am mâinile frumoase. Dar școala aia era la poalele unui deal și o femeie în vârstă trecea pe lângă ele. Și acolo între fetele astea era o fată de la țară. Acestei fete era rușine să scoată mâinile din buzunar. Știți de ce? Pentru că mâinile ei erau muncite. Erau pline de bătături. Fata asta se uita la colegele ei și nu putea să spună nimic. Nu putea să spună, uite, am și o mâini ca voi frumoase. Femeia aia bătrână s-a oprit în dreptul lor și a spus, nu mă ajuta și pe mine să-mi duc bagajele astea două, eu stau acolo sus pe deal. La care fetele alea alte cu mâini frumoase, știți ce a spus? Nu că noi ne stricăm mâinile. Și fata aia cu mâinile alea bătătorite o luat plasele în mână de la acea femeie și a început să urce dealul ăla cu ea. Și era așa de tristă și de supărată, urca dealul, bagajele erau grele.
Și spune povestea asta așa de frumos, când au ajuns acolo sus, în vârful dealului, bătrânica aia s-a transformat într-un înger. I-a luat mâinile în mâinile lui și a spus, vreau să spun ceva, cele mai frumoase mâini sunt mâinile care ajută. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu asemenea mâini, pentru că acestea sunt mâinile cele mai frumoase, mâinile care ajută. Doamne, îți mulțumim că avem mâini. Doamne, îți mulțumim că de azi înainte vom fi mai atenți. Doamne, îți mulțumim că suntem în casa Ta și vrem să ridicăm mâini curate înspre cer, așa cum ne vezi Tu în cuvântul Tău. Aș vrea ca să mergem în această rugăciune de mulțumire și să-i mulțumim Domnului, pentru că El la calvar și-a întins mâinile pe lemn și a spus, vă iubesc! Și din mâinile Lui au curs sângele iertării și suntem spălați și curățați în sângele mielului, glorie Domnului! Acestui Dumnezeu îi slujim și acestui Dumnezeu vrem să-i mulțumim că în fiecare zi revarsă peste noi așa de multe binecuvântări. În fiecare zi mai privește la noi și chiar dacă avem probleme și chiar dacă sunt greutăți, spune așa de frumos fiii lui Core în Psalmul 46. Domnul este adăpostul și sprijinul nostru. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să mergem în rugăciune. Aleluia, Osana. Aleluia, glorie ție, Iisuse. Slăvit și binecuvântat să fie numele Tău, aleluia, Osana.
Aleluia, gloria, cinstea și onoarea să te podobească. Ești vrednic de cinste și de închinare, aleluia. Ești Dumnezeul minunilor, ești Dumnezeul dragoste, ești Dumnezeul bucuriei, ești Dumnezeul Rafa care vindecă, aleluia. Ești Jehova Lisi, steagul pe care îl înălțăm astăzi și proclamăm biruință, aleluia. Iisuse, îți mulțumim și te binecuvântăm, aleluia. Cine nu poate să stea în picioare, vă rog să ocupați locurile. Cine vrea să rămână în picioare, să rămână în picioare. Lăudăm pe Domnul din toată inima. Slăvit să fie Domnul! Vino la apa vieții, se tot sosteni și slab. Vino căci nu în zadar vin, aici vei afla repaus. Grăbește-te, nu târzia, viață veșnică îți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții-n tata. Va fi plata la îngerzie va vieții, aici vieții tata. La acest izvor grăbește, umple-te de credință, aici păcatul se șterge, aici se-mparte milă. Grăbește-te, nu târzia, viață veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții tata. Grăbește-te, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții-n tata. Vino la acest izvor sfânt, vindecare vei primi. Vezi, izvorăște viață, pleași și fericit vei fi. Grăbește-te, nu târzia, viață veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții-n tata. Grăbește-te, nu târzia, viața veșnică-ți va fi plata. Aici e apa vieții, aici vieții-n tata. Pe calea îngustă e luptă, plăcete șertăciuni pe deci l-am pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu avânt, căci ea te duce până la Hristos. Trebuie la cer conduce, a lupta este bine pe ea.
Observăm că aici pe masă avem o sticluță cu un de lemn. E lăsată special, adică pentru că mă gândesc că în seara asta se vrea să fie folosită. Să știți că noi, cel puțin, o să vă spun acum ceva, nu o să ne rugăm după ce vă zic eu ceea ce am să vă zic. Am momente când citesc din Biblie și cred că una dintre rugăciunile, o să vă zic și despre asemenea ceva, una dintre rugăciunile cele mai utilizată de mine și cred că cea mai completă, dacă se poate spune așa, din Scriptură, este Psalmul 91, care, într-adevăr, câteodată a fost abuzat, să zicem, sau a fost folosit în situații în care nu trebuia neapărat folosit, mai ales în perioada asta când am avut pandemia, nu știu dacă ați observat dumneavoastră, în timp de pandemie, au folosit oamenii exact Psalmul acesta 91, care spune așa, și vă citi tot, pentru că e un psalm extraordinar, care, din perspectiva mea, e o rugăciune extraordinară. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, omul acesta zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Puteți să spuneți din toată inima amin când auziți că ceva care vi se potrivește sau e pentru voi sau credeți că ați simțit vreodată în prezența lui Dumnezeu, puteți să spuneți din toată inima glorie lui Dumnezeu. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea lor. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, pentru că faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio urgie nu te va ajunge, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de corpul tău, căci El va porunci îngerile săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi zbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde și voi fi cu el în strâmtorare și îl voi zbăvi și îl voi proslăvi. Îi voi setura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea, zice Domnul. Și noi toți împreună să zicem glorie lui Dumnezeu pentru asta. E una dintre rugăciunile cele mai complexe și cu toate astea. Adeseori, știți, Dumnezeu ne trece câteodată prin anumite încercări sau anumite dureri și câteodată ar trebui să învățăm niște lecțiuni foarte importante de la boală, deși nu vreau acum să vă spun neapărat ce lecțiuni ar trebui să învățăm, dar aș vrea să vă spun ce se va întâmpla după momentul acesta al meu. Nu o să ne rugăm, ci o să cântăm eventual o cântare și o să facem una dintre acțiunile cele mai frumoase pe care le face biserica, una dintre lucrările cele mai frumoase pe care le face în timpul unui program biserica. Știți care e cea mai frumoasă lucrare pe care face biserica la fiecare întâlnire? Colecta. Pentru că colecta este singura oportunitate pentru noi să ne manifestăm prin a da ceea ce se predică de aici. Eu vă întreb pe voi: a fost Domnul bun cu noi? Merită Domnul onorat cu toată viața noastră, cu
darurile noastre. Și spunea la un moment dat Dumnezeu, a zis, vreți să vedeți cât de bun sunt eu? Ascultați, știți că Dumnezeu niciodată n-a cerut de la nimeni niciodată nimic? Zice Biblia că nu există niciun om care să-i spună lui Dumnezeu, ți-am dat, mi-ești dator. Dumnezeu întotdeauna a cerut, dacă vă uitați în vechime, poporul evreu a cerut din ceea ce Dumnezeu deja a dat. Dumnezeu zice, dăm din ce ți-am dat, dăm ceva. Așa că, apropo, deschideți-vă inima pentru treaba asta. Când dați, când trece prin fața voastră, cum îi zice, coșul sau așa, în fine, coșul când treceți, vreau să faceți ceva, că am văzut că americanii se pricep grozav la treaba asta. Știți ce să faceți? Să faceți asta. Și vă zic și de ce. Pentru că zice Biblia că Dumnezeu binecuvintează pe dădătorul boios. Din inimă, din inimă, facem o colectă din inimă. Bun, ideea. Vreau să vă spun ceva despre, pentru că astăzi am hotărât noi, cel puțin așa ne-am vorbit zilele astea, că vrem să facem ceva și noi pentru voi. Nu doar să vorbim. Am vrea să ne punem înaintea lui Dumnezeu să mijlocim pentru anumite situații și cauze. Am avut zilele astea și aici fiind, am avut persoane pentru care ne-am rugat și pentru care am mijlocit și ne-am gândit că s-ar putea să mai existe oameni între dumneavoastră care au nevoie de rugăciune și de ungere cu un de lemn. Pentru că noi credem că și în anul 2023 Dumnezeul nostru lucrează cu putere. Spuneți-mi dumneavoastră, e adevărat că Dumnezeul nostru lucrează încă? Așa, acum. Vreau să vă zic că înainte de... eu știu, momentul acesta de cântare și momentul acesta mult așteptat de voi, vă rog să aveți răbdare, nu vă grăbiți cu banii, stați liniștiți, nu-i scoateți încă din buzunar. Vreau să vă zic câteva lucruri despre boală. Știți, adeseori noi oamenii ne îmbolnăvim și o să vă zic motivații, pentru că mi-aduc aminte că într-un dintre dăți când am venit aici în America, m-am pus și am făcut ungerea cu un de lemn unui frate păstor. Eu și încă un frate păstor. Și ne-am rugat de vreo două ori pentru el. Și noi nu am știut că s-a nu dormea deja de vreo 7 zile, pentru că lua niște medicamente care și deja avea vreo 7 zile de când trăgea pe nas medicamentul ăla, că se simțea foarte rău, dar medicamentul ăla trebuia luat odată la câteva luni. Și el băga în fiecare seară medicament și nu dormea, era stresat, îl dureau toate. Și el zicea, domnule, cred că mor, că ceva se întâmplă cu mine. Adeseori să știți că ne îmbolnăvim noi singuri. Pentru că pur și simplu facem o grămadă de lucruri care n-ar trebui făcute. Se vorbea ieri, dacă ați fost atent la timpul ăsta de mesaj, se vorbea, zicea fratele Adi, că sunt oameni care zic, domnule, fumez o țigară și dă-o încolo de țigară că de 10 ani fumez și nu mi se întâmplă nimic. Și când vine, se spunea, momentul acela când îi se dă un diagnostic, domnule, ai cancer de plămâni, el zice, dar n-are cum să fie de la țigări, că doar fumez de 10 ani sau de 20 de ani și n-am pățit nimic. E să știți că sunt chestiuni pe care le facem noi într-un mod repetat, care ne îmbolnăvesc. Unu, ar fi, spre exemplu, consumul de anumite substanțe, chiar și alimentația greșită, necorespunzătoare, ne poate îmbolnăvi. Să știți că Dumnezeu e foarte atent la, și la chestiunea asta și inclusiv în, dacă vă uitați în roada Duhului Sfânt și când vă uitați la ceea ce Dumnezeu spune, echilibru sau cumpătarea sunt extraordinar de importante pentru copilul lui Dumnezeu. Pentru că adeseori trebuie să recurgem la cerințe de genul acesta, rugați-vă pentru mine, am ajuns în spital, tocmai din pricina faptului că nu am fost cumpătați și nu am fost atenți. Câteodată unii oameni care au dureri de cap, migrene și mai departe, au nevoie probabil doar de puțin somn. Pentru că lucrează zi și noapte, spre exemplu, sunt într-un mediu de stres și oamenii ăștia nu dorm, dar ar trebui să dorm. Nu întotdeauna să știți că boala este neapărat acțiunea diavolului asupra trupului dumneavoastră. Sigur că sunt situații în viață când diavolul, să zicem, luptă cu, eu știu, cu dumneavoastră și vă afectează ființa, întreagă ființa, adică trup, duc, suflet, să zicem noi așa, vă pune din toate punctele de vedere, vă îmbolnăvește. Sigur că ar putea să fie momente din acelea, dar în general, oamenii care suferă, suferă pentru că și-au atras asupra lor o anumită boală prin lipsa, eu știu, atenției, prin lipsa
cumpătării. I-ați văzut pe unii că au mâncă mult și de la prea multă mâncare, apropo, eu să știți că nu știu ce faceți voi americanii, dar cât mâncați voi n-am văzut în viața mea. În viața mea n-am văzut. Să umble omul după tine, domnule, cu farfuria pe stradă, deci n-am văzut în viața mea. Bun. Cumpătarea e foarte importantă, foarte importantă cumpătarea, pentru că s-ar putea să vă îmbolnăviți din cauza faptului că nu sunteți atenți la alimentație, nu aveți o viață activă, spre exemplu, senderismul, nu? Sedentarismul. La mine în Spania zice senderismul. În fine. Așa. Eu am câteva cuvinte pe care le spun, mă duc câteodată, mai le vorbesc exact ca și ăsta și le spun într-un fel și după aceea zic, bă, stai, pe, așa se zice. Nu, uite din cuvinte, nu-i că șmecher. Cum eram, credeam noi când veneau câte unii din America sau când veneau chiar din Spania câte unul, după câțiva ani de zile ziceam, se face asta că nu mai știe. Dar nu, chiar nu mai știu, am uitat, am vreo 20 de ani pe acolo și mai uit cuvinte. Sedentarismul. Sedentarismul este, spre exemplu, nu e o boală pentru care să veniți să spuneți, haideți frate, roagă-te, frate pastor, pentru mine, du-te la o sală de sport, fă mișcare și o să scapi de ea. Simplu. Adeseori se umflă venele pe la picioare, pe la... Sunt chestiuni ale noastre. Noi oamenii trebuie să învățăm să fim cumpătați. Să știi că Dumnezeu a lăsat și echilibrul ăsta, dacă vreți, inclusiv cartea, cartea de biologie. O lăsat-o ca să învățăm că există vene care se înfundă de la colesterol, de la grăsime, de la porcul ăla cu mâncare cu mărul în gură, ne îmbolnăvim. Așa că o mare atenție ar trebui să avem și în privința asta. Al doilea lucru, să știți că aici deja sunt într-adevăr anumite tipuri de boli care vin dintr-o altă pricină. Există boli pe care le avem, adică în trupul nostru, spre exemplu, ne putem îmbolnăvi din pricina păcatului. Ce înseamnă asta? N-am să vorbesc aici neapărat de beție, care e clar e un păcat, sau de țigară. Ci am să vorbesc aici despre păcatele pe care le pot face oamenii și care afectează într-un mod direct sufletul omului, iar un suflet chinuit de păcat aduce afecțiuni grave asupra trupului. Vă aduceți aminte de David care se ruga lui Dumnezeu, Doamne, îs păcătos, mi-am recunoscut vina păcatului meu, dar câtă vreme am tăcut eu, zice el, și s-a întâmplat cu el. Zice că ființa lui întreagă suferea din pricina aceasta. Simțeam, el așa zicea, că mâna ta apăsa asupra mea și zice că oasele mele, în oasele lui se găsea deja, se instaurase o boală exact din pricina durerii pe care i-o provoca păcatul. Cum adică? Spre exemplu, avea insomnie. Să știți că un organism neodihnit e un organism care în timp cedează. Cedează pe la o grămadă de organisme. Începe omul să intre în insomnie, insomnia aduce depresie, depresia afectează organele din trup. S-ar putea ca unul dintre noastre să vă întrebați de ce mă ține Dumnezeu așa? Dumnezeu nu vă ține așa. Tocmai unul dintre beneficiile Evangheliei e că Evanghelia atunci eliberează omul de păcat, îl eliberează de insomnii, de depresii și automat de lucrurile care în mod normal au venit peste trupul lui. Un alt lucru. Adeseori, ia uitați, 1 Corinteni 11:13, asta e deja, o predicăm la cina Domnului. Din pricina relațiilor deficitare dintre oameni, din pricina scandalului pe care s-ar putea să-l aibă doi oameni, din pricina relațiilor deficitare între mamă și fiică, între tată și fiu, între doi oameni, mai ales dacă au fost cândva prieteni, oamenii ăștia încep să sufere și spune Biblia că din pricina asta, că asta era în 1 Corinteni capitolul 11, aveau relații deficitare, erau tot pe scandal, oamenii ăștia pentru că erau pe scandal, zice Biblia despre ei, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Pentru că trebuie să recunoaștem că starea asta de nervozitate, starea asta în care toată ziua te enervezi, nu mă mir că facem migrenă după migrenă, că ne doare capul ba în față, ba în spate, că te întâlnim la fiecare ceașcă de cafea cu fiecare prieten și începem să spunem, băi ce m-a enervat ăla când venea să nu știu ce-i fac, domnule, că așa și pe dincolo și eu știu câte avem noi ale noastre. E să știți că relațiile deficitare pot duce omul într-o stare de boală. Altceva, grijile zilnice, care n-ar trebui să fie. De asta a zis Domnul Iisus, aruncați toate preocupările voastre, toate grijile, aruncați-le asupra mea.
un om care intră în griji, vedeți, nu-i păcat să te îngrijești de casa ta, să te preocupi, să zicem așa, de ce vei mânca la iarnă. Am auzit, a sunat Liviu pe un frate bătrân și a zis, m-am dus să cumpăr varză să pun pentru la iarnă, l-am murat. Păi nu asta e problema, că te gândești tu la iarnă ce faci tu. Păi pun varză la murat. E foarte bine că te îngrijești de casa ta. E foarte bine că te îngrijești ca să ai ce trebuie pentru ziua de mâine. De fapt, Biblia ne dă și un exemplu. Măi, leneșu, uite-te la furnică. Că ea vara strânge, pentru când? Pentru la iarnă. Păi nu-i păcat să faci treaba asta. Însă vreau să zic un lucru. Umblarea noastră zilnică ar trebui să fie o umblare nu prin vedere, ci prin credință. Adică de ce? Știu că sunt momente în viață când s-ar putea să trăiești la limită. Și eu am trăit. Probabil că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră sunteți aici, nu știu, vă întreb. Au fost unii dintre dumneavoastră care a trăit din punct de vedere financiar, a trăit la limită? A fost momente când a zis, Doamne, dacă nu intervii acum, nu știu ce se întâmplă? Sunt sigur că au fost momente din acestea. E, dar să știți că mulțimea grijilor zilnice s-ar putea să afecteze starea noastră de sănătate, starea noastră lăuntrică. Și oamenii care au multe griji sunt oamenii care ajung la un moment dat să sufere din partea asta, din pricina asta și să se îmbolnăvească foarte tare. Să aibă acelea simptome ca unul care, spre exemplu, îi lovit de păcat. Spune în Proverbe 13:12, că o nădejde, spre exemplu, amânată, îmbolnăvește inima. Ia uitați, aș putea să intru mai adânc aici, dar nu intru mai adânc, că o să fie, mă lungesc prea mult. Există momente când anumite boli, într-adevăr, vin din pricina faptului că Dumnezeu ne pedepsește. Trebuie să spunem și asta. Sunt pedepsele lui Dumnezeu. Evrei capitolul 12 ne vorbește despre asta. Spune, suferiți pe diavol, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl său? Și dacă sunteți scutiți de pe diavol sau de care toți sau parte, vedeți, s-ar putea să avem parte de pe diavol sau să avem un har într-o oară care măsoară Dumnezeu. S-ar putea să ne îmbolnăvim pentru că Dumnezeu vrea să tragă un semnal de alarmă asupra vieților noastre. Uite ceea ce faci nu-i bine. Ca să ne oprească Dumnezeu din alergare și când suntem pedepsiți, suntem judecați de Dumnezeu aici și acum. Adică se poate întâmpla ca în seara asta Dumnezeu să ne judece într-o oarecare măsură, adică Dumnezeu acum să zic, uite, în dreptul tău până aici au fost pedeapsă, din momentul ăsta te eliberezi, te vindec și te las să trăiești o viață de plinătate. Și s-ar putea întâmpla asta și eu cred că în urma ungerii cu un de lemn, Dumnezeu s-ar putea pe unii oameni să-i vindece de astfel de stări. În pedeapsă trebuie neapărat să înveți ceva. Nu există, Dumnezeu nu dă o pedeapsă să te lase fără ea. Pedeapsa e școala lui Dumnezeu. Deci neapărat în pedeapsă trebuie să ajungi la concluzia în care știi care e păcatul, știi de ce Dumnezeu te-a adus acolo. Oricum Dumnezeu are grijă să aducă minte de treaba asta. Dar câtă vreme stai și în păcatul acela și n-ai de gând să te pocăiești, Dumnezeu nu va ridica pedeapsa. Și se poate într-o seară ca aceasta de evangelizare, în urma unui moment în care Dumnezeu cercetează inima, când ai ajuns la concluzia că ești un om păcătos, că situația în care trăiești pentru că Dumnezeu te-a pedepsit și ai înțeles că trebuie să schimbi felul de trăire, Dumnezeu s-ar putea să ridice la clipită de ochi, să-ți ridice Dumnezeu, sau la pușcătură de deget, să-ți ridice Dumnezeu boala din trup. A treia sau ultima categorie, deși aș mai fi avut unele, să știți că unele câteodată ne îmbolnăvim numai pentru că suntem moși și babe. Atât. Bine, eu, nu voi. Voi sunteți toți tineri de la 9 la 99 de ani și o să trăiți 1000 de ani fără reparații. Dar eu am observat că îmi zicea cineva când eram la 20 și ceva de ani, 30 de ani și lucram în construcții cum lucrez și acum. Îmi spunea, lucram ca nebunul. Și îmi zicea că dată ai grijă că vremea trece. O să vezi că nu o să mai poți să lucri ca înainte. Ziceam eu. Dar câți n-ați zis voi, dintre voi când erați mai tineri, așa, le-a zis oamenilor mai vârstă, care vă trăgeau semnal de alarmă, bă, vine bătrâneța peste tine. Să spune, bătrânii ăștia, nu știu ce vorbesc. Și când te uiți acum la tine, tu ăla care a fost brav și a fost cocoș, când te uiți la tine acum, frate, reumatism, romantism, așa zicea una, romantism, zice. Reumatism, domne, te doare aia, te doare cealaltă. Cât înainte să reai de la etaj, de pe schelă să reai, acum sar de pe o treaptă ca așa, să zici că se scutură tot în tine. Nu mai ești în stare, îmbătrânești. Păcatul din lume, adică din univers, are o acțiune asupra trupurilor noastre. Și ele îmbătrânesc, tocmai pentru că acum câteva mii de ani, păcătuise unul și nu ascultase de Dumnezeu, adică Adam. Și de atunci a intrat în lume
îmbătrânirea aceasta, adică procesul de moarte. Că astăzi Dumnezeu lui Adam, în momentul în care vei păcătui, vei muri. Și atunci, noi de când ne naștem, tot murim, Doamne iartă-mă. Acum, ultimul lucru este încercarea, care nu are treabă neapărat cu că ceva a făcut cineva. Noi, oamenii, să știți că aici, noi nu știm să facem diferența între dacă un om e pedepsit sau încercat. Sigur că ne dăm cu părerea. Acum, comentatori sportivi, suntem mulți. Noi nu știm să facem diferența între pediapsă, dacă pe un frate l-a pedepsit Dumnezeu sau doar îl încearcă Dumnezeu. Noi putem să vedem doar urmările, adică îl vedem pe om bolnav. De ce e îmbolnăvit? De ce s-a îmbolnăvit omul? Nu știm. Îl pedepsește Dumnezeu? Nu știu. Îl încearcă Dumnezeu? Nu știm. Știm doar că omul este bolnav. De aceea, aici pot să vă dau un sfat. Să fiți foarte atenți când vorbiți despre oameni și când, eu știu, să folosesc cuvântul ăsta, când acuzați vreo boală sau când acuzați un om care e într-o stare oarecare. Să nu vă grăbiți repede a pune pronosticul și a dat diagnostice. S-ar putea ca om pe care l-acuzați că e pedepsit de Dumnezeu, s-ar putea să fie doar încercat de Dumnezeu. Și încercarea ar trebui să avem parte cam toți dintre noi. Aduceți-vă aminte de Petru care zice, încercarea credinței noastre este mai mult mai scumpă decât aurul care piere și este trecător. Dar noi știți că noi nu suntem trecători. Noi chiar dacă suntem încercați, noi suntem veșnici, pentru că pe noi, cel ce ne va ține în viață și după moarte, este Iisus Hristos, spuneți toți, binecuvântat să fie El. Așadar, există câteva variante de vindecare. Una ar fi prin punerea mâinilor, ați văzut în Scriptură, oameni care s-au atins de oamenii lui Dumnezeu sau Iisus Hristos s-a atins de oameni și au fost vindecați. Aici, poate că ar trebui să vă spun un lucru. Există un caz în Biblie, să vi-l zic pe acesta, pentru că există o tendință de a crede noi că dacă minunea nu se înfăptuiește exact în momentul în care ne-am rugat, minunea nu se înfăptuiește. La un moment dat, Iisus Hristos s-a atins de un om orb, și s-a atins de el și îl întreabă Iisus pe omul acesta, vezi? Și el zice, văd, dar nu văd bine. Cum Iisus Hristos să facă lucrarea pe jumătate de măsură? Sunt situații când Dumnezeu lucrează progresiv și trebuie Iisus să se atingă o dată și trebuie Iisus să se atingă două oară, pentru ca tu să vezi minunea împlinindu-se complet în viața ta. Care e scopul acesta? Eu cred că unul dintre scopuri este ca Dumnezeu să te țină de la prima atingere până la ultima atingere, Dumnezeu să te țină credincios lui. Acum, eu zic asta, Dumnezeu să vă dea mare credință, să ne dea tuturor, spuneți din toată inima, amin, așa să facă Dumnezeu. Există alte situații când oamenii au venit, ceea ce vedeți de ani de zile în Biserica Pentecostală, cel puțin, oamenii vin la ungeri cu un de lemn, vin cu batistuțe, șervețele, da? Ați văzut că și în Scriptură spune Biblia că Petru când trecea pe stradă, veneau oamenii și lăsau acolo numai umbra măcar, dar spune că veneau să aduceau șorțuri, aduceau tot felul de lucruri ca ucenicii, ca apostolii, de fapt, se atingă de aceste lucruri și în urma credinței acesteia oamenii erau vindecați, iar lucrul pe care o să-l facem noi astăzi aici și care va aduce, de fapt, credem noi din toată inima, este ungerea cu unt de lemn, este unul dintre sursele cele mai utilizate în ziua de astăzi, să te rogi, să ungi bolnavul cu unt de lemn și atunci când Dumnezeu vindecă prin această acțiune, să știți mai un lucru extraordinar de frumos, că Dumnezeu și iartă păcatele. Dovada că Dumnezeu te-a iertat e că Dumnezeu te vindecă. Să nu disperi dacă cumva ai văzut că s-a atins cineva de tine cu unt de lemnul și nu te-ai vindecat. Pentru că s-ar putea ca încă să trebuiască să mai stai, zic eu, în școala aceea a lui Dumnezeu. S-ar putea să mai stai încă în perioada încercării lui Dumnezeu. S-ar putea, de fapt, să se întâmple primul act să vezi minunea lui Dumnezeu ca și niște copaci, ceva departe de tine, ceva care e aproape de neatins, dar s-ar putea să fie doar o primă atingere și apoi să urmeze încă o atingere și când vine atingerea numărul 2, tu să spui, Dumnezeu într-adevăr s-a atins de mine. Îmi doresc astăzi pentru noi, în urma actului pe care îl facem, pentru că vreau să închei, ar fi multe de zis, dar nu ne permite timpul, mă aduceți aminte ce am zis duminică. Îmi doresc ca atunci când ne rugăm, dumneavoastră să credeți că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta.
Vă întreb încă o dată, credeți că Dumnezeu poate să se atingă de dumneavoastră? Credeți că Dumnezeu are putere de vindecare încă în anul 2023? Ascultați-mă, pe baza credinței dumneavoastră și pe baza faptului că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru în adunare, noi vom face actul acesta. Noi nu credem în puterea noastră. Noi credem în puterea lui Dumnezeu. Noi nu credem că noi sau vreun nume al nostru ar putea să facă diferență. Noi credem doar că cel care își onorează întotdeauna cuvântul, cel care vine în mijlocul nostru cu putere, este Iisus Hristos. Iar El, pe baza rugăciunii și a credinței în numele Lui, El se va atinge de noi. Oameni buni, îmi doresc astăzi să fie ziua vindecării tuturor dintre noi. Haideți, ridicați-vă în picioare. Grupul de cântare, veniți încoace. Am observat că dacă stați așa în picioare, nu trebuie să vă buzunăriți în poziția aia așa, așa că puteți sta în picioare și să vă deschiți inima pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru, dacă vreți, pentru a face dărnicia asta și în același timp pentru a cânta cântarea asta de laudă la adresa lui Dumnezeu. După cântarea asta, fratele Adi o să vină să ne vorbească ceva despre Dumnezeu și... Amin. Astăzi când voios către Dumnezeu e stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine în ceruri sunt,
predica, vreau să fac o scurtă rugăciune și acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii. Voi rosti rugăciunea asta, mai întâi e o rugăciune spusă de unul dintre psalmiști în Psalmul 63, unde David zice: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ usec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Motivul pentru care suntem în această seară aici, s-ar putea ca unii dintre noi să fie uitat și de aia, în timpul cântărilor, parcă e mai greu să ne conectăm la ele, e că vrem să vedem puterea și slava. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele Tău îmi voi ridica mâinile, zice David. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, îmi setează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Doamne Dumnezeule, în această seară vrem să-ți vedem puterea și slava. Vreau, Doamne, ca oamenii ăștia care au venit aici să vadă prezența Ta, să simtă prezența Ta. Chiar dacă nu întotdeauna o putem vedea, măcar prin credință să putem în această zi să înțelegem că ești aici. Chiar dacă nu întotdeauna putem simți, Doamne Dumnezeule, dă-ne măcar fărâma aceea de credință care să ne facă în această zi să putem spune: Dumnezeu a fost în biserică, pentru că știu că Dumnezeu a fost acolo, pentru că Dumnezeul acesta mi-a vorbit, pentru că Dumnezeul acesta a schimbat ceva în viața mea. Doamne, vreau ca seara asta să fie cu adevărat o seară specială, cum au fost și celelalte, dar mă rog, în această seară, în mod special, Doamne Dumnezeule, vorbește-ne Tu. Sufletul nostru, Doamne, tânjește după Tine. Motivul pentru care suntem în fiecare seară aici e că vrem să-ți vedem puterea și slava. Doamne, aș vrea ca fiecare frate și soră, fiecare persoană din locul acesta să poată să spună la sfârșitul slujbei acesteia: mare este Dumnezeul meu și vrednic să primească toată gloria, cinstea și slava, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de mine seara asta și m-a vindecat, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de mine și m-a ridicat, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de mine și m-a mântuit, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de sufletul meu și am simțit prezența și puterea Lui. Doamne, Dumnezeu, motivul pentru care suntem în fiecare seară la biserică, chiar dacă e obositor pentru mulți, e că vrem să-ți vedem puterea și slava. Deschide, Doamne, cerul în această seară și ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ne apropiem de Tine prin credință. O, clatină locul acesta cu prezența Ta, Doamne Dumnezeule, și lucrează, și lucrează, Doamne. Îți mulțumesc că vei face mai mult decât am îndrăznit să mă rog. N-aș vrea, Doamne, să intrăm pe pilot automat și să ne întâlnim doar de dragul întâlnirilor, ci vreau să Te văd pe Tine. Amin. Voi citi din Evanghelia după Marcu un text din care s-a vorbit în prima seară, la început. Citesc din Marcu, din capitolul al doilea, pagina 963. Și dacă în seara aceasta, la sfârșitul întâlnirii noastre, vom face o rugăciune pentru cei bolnavi, vreau să prezint încă o dată în fața dumneavoastră cazul unui om paralizat, vindecat de Iisus. Evanghelistul Marcu, în capitolul al doilea, de la versetul 1 la versetul 12, ne prezintă această vindecare. Și dacă sunteți curioși să citiți Evanghelia după Marcu, veți vedea că această Evanghelie este specială prin faptul că ea prezintă foarte multă acțiune, n-ai cum să te plictisești. Tot timpul lucrurile se întâmplă și versetul 1 spune așa. Marcu 2, versetul 1 spune așa. După câteva zile, câteva zile de la ce? Câteva zile de la momentul în care Iisus în același loc făcuse multe alte minuni. După câteva zile când, dacă vă uitați, în capitolul 1, în versetul 32, spune Biblia că seara, după asfințitul soarelui, au adus la Iisus pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. Iisus a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. Deci după câteva zile de la momentul acesta, după câteva zile, dacă vă uitați mai înainte, capitolul 1, Biblia ne prezintă tămăduirea soacrei lui Petru. E vorba așadar de câteva zile în același loc în care Iisus deja făcuse multe minuni, în care Iisus vindecase pe soacra lui Petru. Spune Biblia că Iisus s-a întors în Capernaum și dacă cunoașteți bine scripturile, veți vedea că acest oraș e un fel de centru de misiune pentru Iisus și ucenicii lui. S-a auzit că este în casă. Vă întrebați, oare ce casă? Cu siguranță e vorba de casa soacrei lui Petru.
Deci e vorba de casa aceasta unde Domnul Iisus deja făcuse multe minuni. Și pentru că făcuse multe minuni, versetul 2 spune, s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. De ce au venit oamenii ăștia acolo? Pentru că Iisus, în urmă cu câteva zile, făcuse tot ceea ce scrie în capitolul 1. Oamenii au venit pentru ce? Ca să asculte Evanghelia? Nu. Oamenii au venit ca să fie vindecați, pentru că Iisus acolo, în același loc, făcuse multe minuni. Și ultima propoziție ne spune care e răspunsul lui Iisus. Ultima propoziție din versetul 2. El le vestea ce? Cuvântul. Oamenii căutau minuni și noi căutăm de cele mai multe ori când ne apropiem de Dumnezeu cumva ca El să ne rezolve toate problemele și răspunsul lui Dumnezeu la asta este Evanghelia. El le vestea cuvântul. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Poate unii dintre voi ați venit în seara aceasta cu gândul că Dumnezeu e gata să facă o minune în dreptul vostru. Dumnezeu poate face. Dar răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele lumii nu e vindecarea tuturor bolnavilor, ci este Evanghelia. Evanghelia lui Hristos are putere, slăviți să fie numele Domnului. Și Dumnezeu poate vindeca, dar întotdeauna răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele lumii e Evanghelia. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc, purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, e un verb care exprimă o acțiune făcută cu violență, au coborât pe acolo patul în care zăcea acest paralizat. Când le-a văzut Iisus credința, repet propoziția asta, când le-a văzut Iisus credința, eu vă întreb, credința cui? Credința celor patru sau credința slăbănogului? Ce ziceți voi? Câtă vreme stați în picioare, știu sigur că nu doarme nimeni și toată lumea e conectată. Credința cui? Bun e credința celor patru, pentru că de unde vedem credința lor? Că au spart acoperișul, au dat acoperișul la o parte, s-au dus până în fața lui Iisus. Dar nu e vorba doar de credința celor patru, ci e vorba și de credința acestui om. De unde ne dăm seama de credința lui? În cele ce vor urma, veți vedea că omul acesta are credință. Când spune Biblia că Iisus le-a văzut credința, se referă în mod evident și la cei patru care au îndrăznit să-l ducă pe cel bolnav până în fața lui și au dat acoperișul la o parte, dar și credința omului. De ce? Fiți atenți ce spune Iisus. I-a zis așa: fiule, păcatele îți sunt iertate. Omul ăla n-aștepta asta. Omul aștepta să spună: fiule, ești vindecat. Și Domnul se uită la el și zice: fiule, păcatele sunt iertate. Și s-a vorbit aici despre faptul că atunci când Dumnezeu vindecă, câteodată și iartă și invers. Zice Biblia că unii din cărturare care erau de față se gândeau în inima lor, cărturarii teologii vremii, cum vorbește omul acesta, și se refereau la Iisus astfel: hulește, că cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Eu vă întreb pe voi, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Care e răspunsul? Numai Dumnezeu. Deci răspunsul e chiar în întrebare, că Dumnezeu de multe ori întreabă și răspunsul e acolo. Dar oamenii ăștia scăpau un singur detaliu. Cel care era în fața lor era Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, Iisus Hristos. Îndată, spune Biblia, iarăși acest adverb de timp care exprimă o acțiune, rapid, totul se întâmplă foarte repede, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Mă bucur că nu știu gândurile voastre, că n-aș putea predica niciodată. Slavă Domnului că n-am aceste capacități. Domnul Iisus știa ce gândesc oamenii în timp ce El vorbea, dar Iisus este Dumnezeu. Și acum îi întreabă, și vreau să vă gândiți până la sfârșitul predicii la întrebarea asta, dar și la ce o să spun. Dar întrebarea asta e următoarea: ce este mai ușor? A zice unui paralizat, păcatele sunt iertate, ori să-i spui, scoală-te, ridică spatul și umblă? Nu dați răspunsul acum, gândiți-vă bine, aveți timp până la sfârșitul predicii. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Mai zic o dată, dar ca să știți că Fiul omului are putere unde? Pe pământ. Că iertarea păcatelor se întâmplă pe pământ, după ce ai plecat de pe pământ nu se mai poate rezolva nimic. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată, observați, iarăși repetă cuvântul acesta, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Slăvit să fie Domnul. Mi-aș dori ca la sfârșitul întâlnirii noastre să putem să-L glorificăm pe Dumnezeu și să spunem: niciodată nu L-am văzut pe Dumnezeu lucrând cu o putere atât de mare ca în seara aceasta aici. Amin? Doamne, dă-ne mai multă credință, vă rog frumos să vă reașezați.
cel mai important verset din textul citit e versetul 5. Prima propoziție. Când le-a văzut Iisus credința. Vreți să repetăm împreună? Că vreți, că nu vreți, repetăm împreună. Hai să spunem împreună. Când le-a văzut Iisus credința. Și pentru că eu v-am predicat, acum am pretenția de la dumneavoastră să predicați încă o dată și mai hotărât și mai articulat și mai penticostal puțin, cu mai multă putere. Hai să repetăm împreună. Când le-a văzut Iisus credința. Și pentru că trei cifre biblică, am să îndrăznesc să vă cer și a treia oară. Când e suficient, a spus perfect, când le-a văzut Iisus credința. Întrebarea mea este în această seară, ce vede Iisus la noi? Am venit la biserică încă o seară, sunteți felicitări, foarte pocăiți și în seara asta. Dar oare ce vede Iisus la noi când venim cu problema noastră înaintea Lui? Vom face rugăciune, vom face ungerea cu un de lemn, care este un act simbolic. Vindecarea nu e acolo, vindecarea e în mâna lui Dumnezeu. Dar oare ce vede Iisus la noi? Iisus se uită la acești 4 plus 1, atâta matematica mai știu și eu, 5 oameni, cei 4 care lasă pe paralizat în fața lui Iisus, și spune Biblia că Iisus se uită la ei și vede ceva. Le vede credința. Întrebarea mea, oare ce va vedea Iisus astăzi la noi? Sunt 3 lucruri. Orice predică are 3 puncte. Mă rog, unele au 4, altele au 5, altele au 2, seara asta 3 puncte. Iisus vede credința. 2. Iisus nu doar că vede credința, ci îi spune bolnavului așa. Cum îi zice? Păcatele îți sunt iertate. Pe mine propoziția asta mă lasă fără cuvinte. Cum adică omul ăla nu a venit să aibă păcatele iertate? Omul ăla a venit ca să fie vindecat. Și Iisus se uită la el și spune, nu. Tu n-ai nevoie de vindecare, tu ai nevoie de iertare. Pentru că Iisus nu doar că vede credința ta atunci când vii cu problema ta înaintea lui, ci el și vede cauza problemei tale. El vede problema așa cum este ea. Haideți să vă spun ceva. Noi oamenii, când venim înaintea lui Dumnezeu, pretindem că avem o problemă, dar în realitate, de cele mai multe ori, avem o altă problemă. Nu spuneți amin? Așa este. În calitate de păstor am văzut asta de foarte multe ori. Oamenii vin la păstor și spun, frate păstor, asta e problema mea. Și de fapt, de cele mai multe ori, ca să știi cum să rezolvi problema acestui om, trebuie să stai să-i pui un diagnostic. Exact cum facem noi când ne ducem la doctor. Când te duci la doctor, tu îi spui doctorului, domnul doctor, asta e boala mea. Te gândești tu, ți-o mai zis buna, bunicul, careva pe lângă tine, mă, asta e problema ta, dar în realitate doctorul te trece printr-un proces de diagnoză pentru ca la final să spună nu, problema ta este asta. Și apoi Domnul Iisus se uită la el și spune, ridică spatul și du-te. Sunt 3 lucruri pe care le vede doar Dumnezeu. Când venim cu problema noastră înaintea Lui, El vede credința, El vede problema și El vede soluția la problemă. Acum, am să vă povestesc, în urmă cu câțiva ani, pentru că suntem tot într-o zi de joi, amintirea se leagă de ziua asta, în urmă cu câțiva ani, într-o zi de joi, am avut o zi de joi foarte grea, îmi amintesc că dimineața m-am dus să vizitez pe cineva în spital, să mă rog pentru cineva, la amiază am avut înmormântarea unui copil de câteva luni de zile, apoi după asta am fost la altcineva în spital și seara am avut program de biserică, joia seara sunt cele mai grele programe, nu zic la voi, dar așa în general în bisericile pentecostale. Și mi-aduc aminte că dimineața când m-am dus să vizitez, a fost un caz mai special, era vorba de o mamă care avea în jur de 30 și ceva de ani, care era bolnavă într-o stare foarte gravă, era într-o stare de inconștiență. Nu știu câți copii avea, dar știu că unul dintre copiii ei, o fetiță, era acolo împreună cu soțul acestei femei, el m-a chemat să fac rugăciunea și a fost una dintre cele mai impresionante rugăciuni pe care le-am auzit vreodată. Fetița asta se ruga lângă patul mamei, Doamne Iisuse, te rog să o vindești pe mama. Eu am făcut rugăciunea cu ungerea cu unt de lemn, dar știind diagnosticul și văzând în ce stare se află, vă mărturisesc că nu mă așteptam să se întâmple vreo minune. Mă gândeam că în câteva zile voi fi invitat la înmormântare. Am făcut ungerea cu un de lemn, am făcut rugăciunea, am plecat de acolo plângând, aducându-mi aminte de rugăciunea acestui copil. După aceea, pe tot parcursul zilei, parcă a fost așa ca o înmormântare, inclusiv de programul de seara, câteodată și programele noastre de biserică, zici că-s seri de priveghi.
Și a doua zi era joi. A doua zi trebuia să fiu undeva lângă Londra. Dimineața am pornit de la Cluj, am fost acolo la evangelizare. Sâmbătă noaptea, sâmbătă seara, iar program de evangelizare. Sâmbătă noaptea m-am întors înspre România și duminică dimineața era la program. Și mi-aduc aminte, nu știu cât să fi dormit, nu știu dacă am apucat să dorm ceva, și când mergeam spre biserică, am văzut că mă sună soțul acelei femei și când i-am văzut numărul de telefon, zic că ăsta sigur mă sună că a murit și mă cheamă la înmormântare. Și vă mărturisesc că n-am răspuns. Am acest obicei, nu știu dacă e bun sau nu, de a nu răspunde întotdeauna la telefon. Am zis, las că amân după program și vedem cum stă treaba. Omul a insistat o dată, de două ori, vreo trei ori, și pentru că am văzut că insistă, am răspuns, și când am răspuns, mi-am dat seama că nu e vorba de o veste rea după ton, că îți dai seama, uite, cum stau eu cu voi acum, mă uit la voi și îmi dau seama de atitudinea voastră după cum vă uitați. Câteodată prefer să nu mă uit la dumneavoastră, poate ați observat asta. Știu că, din punct de vedere oratoric, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci e să-i faci pe oameni atenți, să-i ții atenți din priviri, să mă uit la dumneavoastră și atunci, mai ales că suntem puțini, chiar dacă cineva e într-o stare de melancolie înspre somn, dacă mă uit la el cel puțin, măcar, zice, bă, măcar, uite, să uită la mine, mi-e rușine să dorm. Îmi dau seama din privire, din ton, după atitudine, de fapt, de ce e acolo, în inima dumneavoastră. Nu-l puteam vedea pe omul acesta, dar l-am simțit din cum vorbea. Îți dai seama, după cum îți zice un om, bună ziua, bună dimineața, pacea Domnului, cum te salută el? Cum exact, ce simte, îți dai seama după cum spune. Mi-am dat seama că e o veste bună și mi-a zis, frate, zice, te-am sunat să spun o veste bună, soția mea de joi a început să-și revină, vineri a fost pe picioarele ei, peste câteva zile a zis doctorul că ne lasă să plecăm acasă și am vrut să spun vestea asta bună, să te bucuri împreună cu noi și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu a început să lucreze la starea ei de sănătate. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a lucrat la viața acestei femei, că astăzi este perfect sănătoasă. Am fost așa de bucuros în dimineața aceea și m-am dus bisericii și am spus bisericii, fraților, uitați cum Dumnezeu a lucrat, pentru că joi seara, cu toate că programul a fost greu, că de obicei programele din timpul săptămânii trebuie să fii tare spiritual să le poți duce, nu-i cazul la voi, vă spun. La voi e bine, să vă țină Dumnezeu harul tot așa, dar sunteți la început, știu eu cum merge treaba asta. Pocăința e o chestie de drum lung, nu doar așa. Și mi-aduc aminte și astăzi de ziua aceea și mi-am adus aminte de acest moment pentru că vom face rugăciunea pentru bolnavi și pentru că e o seară de joi. Și am spus acelui frate, asta am vrut să vă spun, i-am zis acelui frate, fratele m-a sunat și mi-a zis, frate Adi, vreau să spun, te-am sunat ca să-ți mulțumesc. Și i-am zis, te rog frumos să nu mulțumești, vreau să zic ceva, eu n-am avut credință deloc, dacă era după credința mea, tu mă chemai la înmormântare, m-am uitat la telefonul tău și dacă te întreb de ce nu ți-am răspuns, uite de ce nu ți-am răspuns, pentru că am crezut că mă invizi la înmormântare și n-am vrut să-mi stric inima înainte de predică, urma să predic și am zis, lasă că vorbim după amiază. Dacă Dumnezeu a ascultat rugăciunea, a făcut-o din două motive. S-a uitat la sinceritatea fetiței voastre și la rugăciunea ei și pentru că voi ați onorat cuvântul lui Dumnezeu. Că Biblia spune în Iacov, în capitolul 5, dacă este cineva printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii. Că noi știți cum facem? Când suntem în spital, ne spunem, dar unde e păstorul că nu m-a vizitat? Păstorul nu-i Dumnezeu să știe ce se întâmplă cu tine. Inițiativa ți aparține. Biblia spune, cel bolnav să cheme. Deci e responsabilitatea ta. Când ești bolnav, să chemi. Pentru că un păstor n-are de unde să știe tot ce se întâmplă în viața ta. Și unii se întreabă în momentele acelea, domne, ce se întâmplă? Și eu i-am spus, pentru că voi ați crezut ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ați onorat cuvântul lui Dumnezeu și m-ați chemat acolo, Dumnezeu a lucrat nu pentru că am avut eu credință, ci pentru că ați avut credința asta că El poate lucra. Întrebarea mea în această zi, pentru voi și pentru mine, oare noi, cei care vom face rugăciunea aia la final, când vom sta în fața lui Iisus, ce va vedea Iisus la noi? Ești în biserică în seara asta și sunt convins că dacă aș veni cu microfonul la dumneavoastră să vă întreb dacă aveți probleme, noi și dacă n-avem, spunem că avem. De ce? Că să nu cumva să creadă ăștia că ne ducem, o ducem prea bine. Știi cum e românul? Românul, dacă e bucuros, tot se plânge puțin. Să nu vină careva să înceară ceva. Dacă are probleme, păi atunci are toate motivele să se plângă. Sunt convins că dacă aș veni la dumneavoastră cu microfonul și te-aș întreba, ai probleme? O grămadă. Bun. În această seară că ai venit la biserică cu problema ta, oare ce vede Iisus? Vede Iisus credință? Spune Biblia că Iisus s-a uitat la oamenii aceștia și a văzut credință. Nu vreau să insist prea mult, trebuie să mă uit și la... Eu am
evanghelist fiind și deja au trecut 20 de minute. Doamne ajută-ne. Amin. De obicei nu-i bine să ai așa lungi. Vreau ca până la jumătate sau hai să fie și 35-40 să apucăm să facem și rugăciunea. Iisus le-a văzut credința. Întrebarea mea este, avem noi credință? De unde ne dăm noi seama că oamenii ăștia au avut credință? Și textul ne spune că oamenii ăștia au îndrăznit să meargă înaintea lui Iisus. Unul dintre părinții bisericii, vorbind despre textul acesta, spune că de fapt ăștia cinci au fost o familie. Soț, soție, doi copii și ăla care era pe pat era copilul lor. Contează mai puțin asta. Dar imaginați-vă că oamenii ăștia au zis așa, ne ducem la Iisus. Situația pe care noi avem n-o poate nimeni rezolva. Am încercat și în stânga și în dreapta și deodată aud o veste. E cineva care ar putea să rezolve, copilul nostru sau cel care e alături de noi, cel pe care noi îl iubim, e atât de disperat într-o situație atât de gravă încât nimeni nu poate face nimic. Și atunci au auzit, e cineva care totuși poate face ceva. Într-o casă, în Capernaum, s-au întâmplat minuni. Ne ducem acolo. Acum, dacă sunteți vreunii dintre voi cu o problemă, știți bine că atunci când ești bolnav sau ai o problemă, încerci toate variantele posibile. Și oamenii ăștia se duc înspre locul în care era Iisus și când ajung acolo, spune Biblia că era așa de multă lume că nu puteau intra. Și ce au făcut? Cu toate că n-au fost români, au fost inventivi. Spune Biblia că ce au făcut? Au urcat pe acoperiș, cum ar fi, de exemplu, în timpul programului, în timp ce eu vorbesc, acum, dintr-o dată, să vedeți că se mișcă acoperișul. Cred că am luat-o din loc majoritatea. Am crede că e cu tremur. Imaginați-vă că dintr-o dată se desface acoperișul, se dă acoperișul la o parte și te uiți, Iisus se uită și vede patru oameni. Probabil că erau de praf din cap până în picioare. Deci dacă spargi acoperișul, sigur că acoperișul nu era ca ăsta aici. Acoperișul era diferit. Dar imaginați-vă că dintr-o dată acoperișul se desface și Iisus se uită și vede patru oameni în sală plin de lume. Deci om lângă om, om lângă om, om lângă om. Și dintr-o dată să se miște acoperișul. Și ce se întâmplă? Cei care lucrați în construcții, știți ce se întâmplă, nu? Ce s-ar fi întâmplat? 100% toată casa plină de praf. Voi nu vedeți că numai zugrăvești puțin și după aia cât e de făcut curățenie. Imaginați-vă că dintr-o dată se dă acoperișul la o parte și Iisus îi vede și Iisus i-a văzut. Și ce face Domnul Iisus? Păi, dacă eram eu, pe mine mă deranjează câteodată că o chestie banală. Da, pe minte să se dea acoperișul la o parte. Probabil că Iisus, noi dacă am fi fost în locul lui Iisus, le-am fi spus, bă, da, mergeți acasă, aranjați-vă puțin, îmbrăcați-vă frumos, păi veniți la biserică așa, veniți să vă întâlniți cu Iisus Hristos plin de praf din cap până în picioare. Dar îmi place așa de mult imaginea asta. Spune Biblia că Iisus îi vede, ba mai mult, omul ăla e lăsat în jos cu targa, cu patul ăla ambulant în fața lui Iisus și un alt evanghelist, aici nu găsim, un alt evanghelist spune că Iisus s-a uitat la el și i-a spus așa, îndrăznește fiule. Mai zic o dată și o să vă pun să repetați împreună cu mine, îmi place să vă pun să predicați și voi. Iisus s-a uitat la el și i-a spus, îndrăznește fiule, îndrăznește fiule. Hai să repetăm, îndrăznește fiule. Știți de ce i-a zis asta? Pentru că imaginați-vă că omul acesta paralizat e lăsat dintr-o dată în jurul unor oameni care îl judecau. Erau acolo cărturari ăia despre care îi spune Biblia că în inima lor l-au judecat și pe Iisus când i-a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Oamenii ăia se uitau, bă, dar ăsta ce caută aici? Ne strică programul. Și se uitau la el, la cel care era acolo lăsat în mijlocul mulțimii. Ce-mi place la el că are mult bun simț. Probabil că lăsat acolo se uită în stânga, se uită în dreapta, zice, Doamne, deranjez programul, și Iisus se uită la el și îi spune, ai curaj. Vreau să vă spun ceva. A crede înseamnă a avea curajul de a te încrede în puterea lui Dumnezeu. În această seară îți voi spune doar atât, îndrăznește fiică, îndrăznește fiule. Ai curajul să crezi că Dumnezeul acesta despre care vorbim, Dumnezeul acesta despre care cântăm, Dumnezeul acesta în numele căruia suntem adunați în locul acesta poate rezolva problema ta. Ai curajul să crezi că Dumnezeul acesta poate să rezolve problema din familia ta. Ai curajul să crezi că Dumnezeul acesta poate să te scape de problemele tale, că Dumnezeul acesta poate să-ți vindece sufletul. Ai curajul, îndrăznește fiule, îndrăznește fică. Mulți dintre noi suntem în situația aceea în care zicem, bă, poate Dumnezeu mă poate ajuta, poate nu mă poate
ajuta, cine știe ce s-a întâmplat, unii dintre voi de ani de zile sunteți dependenți, pentru că am vorbit aseară de dependențe, de anumite păcate și de ani de zile ziceți, bă, nu știu dacă pot scăpa de problema asta, vreau să spun în seara asta, îndrăznește fiule, îndrăznește fică, adică ai curaj în seara asta să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne Dumnezeule, știu că Tu mă poți rezolva, știu că Tu mă poți scăpa de păcatul ăsta, știu, Doamne, că numai Tu mă poți ierta, știu, Doamne Dumnezeule, că Tu îmi poți schimba viața, știu, Doamne Dumnezeule, că Tu mă poți vindeca. Ăsta e mesajul acestei serii, îndrăznește. Suntem prea fricoși. Mă uit la noi de multe ori și venim, nu știu dacă o să poată Dumnezeu. Avea curaj, avea credință, înseamnă să ai curajul să crezi în puterea lui Dumnezeu. Dar nu doar în puterea lui Dumnezeu, ci și în dragostea lui Dumnezeu. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă suficient de mult de tine încât să se oprească din orice altă activitate și să se atingă de tine și să te vindece. Ăsta e primul. Al doilea lucru, vreau să spun ceva. Când vii cu problema ta înaintea lui Iisus, să știi că Iisus vede problema așa cum este. Uite, mă uit la noi astăzi și știu că suntem obosiți, dar vreau să vă spun ceva. Noi întotdeauna avem mai multe măști. Au fost în vremea lui, în vremea Doamne, în vremea pandemiei, COVID-ului, au fost chestia asta cu măștile. Și știu că mai ales la voi, la americani, a fost o întreagă poveste cu asta, cu masca. Și nu mai cunoșteai oamenii. Mergeai pe stradă, nu știai care. M-am dus la școală să-mi iau fata, din greșeală am luat al copil. Mergeai pe stradă numai pace. Mai auzeai pe câte unul. Păi, unii aveau darul să cunoască și prin mască. Au câțiva așa capacități din astea. Vreau să vă spun un lucru. Tot am vorbit noi împotriva măștii. Voi toți purtați o mască. Noi toți purtăm o mască. Omul ăsta purta și el o mască. De ce? Pentru că se duce înaintea lui Iisus. De ce? Ca să fie vindecat. Și Iisus se uită la el și spune, nu, tu n-ai nevoie de vindecare, tu ai nevoie de iertare. Și Domnul îi spune, fiule, și parcă îl văd zicând, așteptând ca Domnul să-i spună, fii vindecat. Și Iisus se uită la el și spune, fiule, păcatele tale sunt iertate. De ce? Pentru că Iisus știa ce-i dincolo de masca asta. Iisus știa că omul ăsta are păcate ascunse despre care nimeni nu știe. Noi toți purtăm o mască. Nu ziceți amin, ăsta e adevărul. Vechii greci aveau un teatru, se numea Teatru de Măști. Un singur actor juca 10 roluri. Lua o mască, același actor, încă o mască. Actorii la acest teatru se numeau hipocrito, de unde avem în limba română, nu pocăit, ipocrit. Cum ești? Bine. Mă iubești la fel de mult cum mă iubești și tu? Cum îți merge? Slavă Domnului! Noi pocăiții, mai ales noi avem limbajul ăsta pocăiesc de lemn, numai cu slavă Domnului, numai cu versete din Biblie, cum totul e perfect. Stai în fața unui Dumnezeu, spune Biblia, în fața căruia totul este gol și descoperit. Nu te poți ascunde de acest Dumnezeu. Care-i problema ta? A venit în seara asta la biserică cu o problemă și dacă te-aș fi întrebat care e problema ta, tu ai fi spus, asta e problema mea, eu sunt bolnav. Și Domnul vine și spune, nu, problema ta nu că ești bolnav, problema ta e că ești păcătos și ai nevoie să fii iertat. Știți că omul ăsta recunoaște, știți de ce recunoaște? Că-o tăcut, nu zici nimic. Dacă eu ți-a zice ție că ești păcătos și ai nevoie să fii iertat și ai socotit că nu ești așa, îți garantez că în momentul ăla începe să comentezi. Spui, cum adică eu? Păi eu sunt bun, eu nu sunt păcătos, eu n-am nevoie să fii iertat, dar pentru că omul acela tăcea, nu scoate un cuvânt, arată prin tăcerea lui că într-adevăr în viața lui erau păcate și când Domnul se uită la el și spune, fiule, păcatele tale sunt iertate, prin tăcerea lui omul ăla se pocăiește și îl văd cu ochii în lacrimi, așa cum era slăbănog acolo, plângând înaintea lui Iisus Hristos și spunându-și, chiar dacă Domnul nu mă vindecă, sunt bucuros că Dumnezeu s-a atins de mine. Pentru că mai încolo, dacă o să vă uitați, Domnul Iisus face minunea, nu de dragul minunii, Iisus face minunea pentru că ei comentau și le spune așa, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție zic, ridică spatul și du-te acasă.
Pentru că vreau să vă spun ceva în seara asta. Noi am venit aici și toți purtăm o mască. Dacă o să steau să te întreb cum ești, o să spui slavă Domnului, nu-s așa perfect, dar cât de cât bine. Dar dincolo de masca asta, de pocăit, de credincios, de, nu știu, la rugăciune, toți părem că suntem mari sfinți. Știe Dumnezeu ce e în adâncul ființei noastre. Dar vă spun ceva, în ciuda faptului că Dumnezeu știe, ne iubește. Și asta e taina dragostei lui Dumnezeu. Că niciodată n-am priceput asta. În urmă cu ani de zile eram la Londra, într-o familie cu mulți copii. Și în familia asta era o fetiță cu numele Maria, care avea vreo 5 ani și care era bolnavă de o boală care se numește distrofie musculară. O boală groaznică care o desfigurase. Micuța avea o înfățișare extraordinar de groaznică, foarte urâtă. Era așa de desfigurată de boală, încât eu mi-am zis, bă, fac rugăciunea și mă duc cât de repede de aici. Nu puteam să văd. Acum sunt obișnuit să văd săptămânal, merg de 3-4 ori prin spital să mă rog câte pentru bolnav, dar să vezi o suferință pe fața unui copil, parcă e mai rău decât o vezi pe un om bătrân. Copilul ăsta era desfigurat de boală, nu putea. Distrofia musculară îi afectase plămânii, nu putea să respire decât cu ajutor, mama o ținea în brațe aproape continuu, trebuia să fie cineva lângă ea și tata fetei îmi arăta o poză cum arăta fata înainte să se îmbolnăvească. Era foarte frumoasă fetița și mi-aduc aminte că îmi zicea mie, frate, zice, știu că arată desfigurată de boală, dar vreau să spun ceva, pentru mine este cea mai frumoasă. De câte ori mă gândesc la imaginea asta, vă mărturisesc că eu îmi spuneam, eram acolo și mă uitam și nu mă puteam uita la copil din cauza că toată fața era desfigurată, mușchii faciali erau afectați de boală, parcă avea toată fața căzută din cauza bolii. Și m-am gândit, uite, tata se uita la ea cu drag pentru că era copilul lui și în ciuda faptului că era desfigurat de boală, totuși își iubea copilul. M-am gândit, fix așa se uită Dumnezeu la mulți dintre noi. Când ești păstor într-o biserică și știi pe fiecare, chiar dacă sunt mulți, sute de oameni sau mie, știi pe mulți, te uiți, de multe ori vă spun sincer, păstor, nu mă mai pot uita la biserică. Zic, păr-al știu. De multe ori stau numai așa, nu mă mai uit la oameni, mă uit numai la Dumnezeu. De ce? Pentru că am tendința să-L judec. Dar dincolo de ceea ce văd eu, e cineva care vede. Și acesta e Dumnezeu. Vreau să spun ceva, soră dragă, prieten drag, frate drag, cu toate că Dumnezeu știe cum ești, El totuși te iubește. De câte ori n-am zis, mă, dar cum de mai suportă Dumnezeu lumea asta, dar cum de nu ne pedepsi până acum Dumnezeu? Cu toate că Dumnezeu știe ce ai gândit săptămâna trecută, cu toate că Dumnezeu știe ce ai făcut și nu știe soțul tău, soția ta, pruncii tăi, nimeni, totuși Dumnezeu te iubește. Și asta e taina dragostei lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos pe cruce a făcut rugăciunea asta, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar ei știau exact ce fac, asta era meseria lor. Dar asta e taina dragostei lui Dumnezeu. Poate că în seara asta ești aici și ești descurajat din cauza problemei tale, că e o problemă despre care nu știe nimeni. Vreau să spun ceva. E cineva care e prezent în locul acesta, care știe și totuși te iubește. El este Iisus Hristos. Și dacă ne-am adunat în această seară, ne-am adunat aici în numele Lui. Și în numele Lui poți fi vindecat, și în numele Lui poți fi iertat, și în numele Lui poți fi ridicat, și în numele Lui poți fi mântuit, și în numele Lui poți să primești putere, și în numele Lui viața ta poate fi schimbată. Pentru că dacă ai venit în seara asta la biserică, ai venit cu problema ta așa cum venim de fiecare dată, dar Iisus care e prezent în locul acesta, El îți vede credința. Și dacă ai într-adevăr încrederea că Dumnezeu e destul de mare și de puternic și de bun să-ți rezolve problema, dar El o vede problema așa cum ești. Degeaba ți-ai pus masca asta de pocăit, degeaba ți-ai pus masca asta de om deosebit, degeaba vii zâmbind de locul acesta, că dincolo de zâmbe Dumnezeu îți vede lacrima, pentru că dincolo de frumusețea asta artificială Dumnezeu îți vede urâțenia sufletului și dincolo de aparențe Dumnezeu vede realitatea și în ciuda faptului că Dumnezeu vede și știe, totuși Dumnezeul acesta ne iubește, slăvit să fie numele Lui, și spune exact așa cum a spus în dreptul ologului acestuia, ca să știți că Fiul omului are putere astăzi în biserica Lighthouse, ca să știți că Fiul omului are putere, ție zic, ridică spatul și du-te acasă, slăvit să fie Domnul. No, acum am ajuns la întrebarea de sfârșit. Ce e mai ușor să zici? Predicatorii să tacă din gură. Ceilalți vorbiți. Am zis anticipat că știu că s-ar putea să sară Darius rapid să zică ceva.
Ce-i mai ușor să zici unui om paralizat? Ridică spatul și du-te, sau păcatele sunt iertate? Ziceți voi, ce părere aveți? Că nu suntem mulți. Ce să zici? Păcatele sunt iertate. Ați dat un răspuns bun, să știți. Dar eu zic așa, dacă m-ar fi întrebat cineva pe mine asta, eu zic așa, ce-i mai ușor să ridici? 100 de tone sau 200 de tone? Nu știu, că nu am tone, la noi înseamnă, ce-i mai ușor să ridici? Un tir sau un tren? Ok? Și m-aș uita la tine și a zice, bă, eu nu pot nici aia, nu pot nici aia la altă. Adică, când Domnul Iisus întreabă ce este mai lezne, știu că este un cuvânt așa mai vechi, mai ușor, să ierți păcatele sau să vindeci un om paralizat? Știți care e răspunsul? Răspunsul următorul: Doamne, eu nu pot nici vindeca, eu nu pot nici ierta. Numai Tu poți și ierta, numai Tu poți și vindeca. Dar pentru ca oamenii să știe că Tu ai putere să ierți, Doamne, vindecă-l, că oamenii să vadă puterea Ta. De ce vă spun asta? Că să știți că teologii aia nu erau proști, erau deștepți, pentru că în momentul când îl judecă pe Iisus, i-au gândit. Eu dacă eram teolog și eram acolo, m-aș fi gândit așa: uite, nu-l poate vindeca, și ce zice? Fie păcatele tale iertate. Da? Dacă vine un om să te rogi pentru el paralizat și nu-l poți vindeca, el s-o lăuda că e vindecător, nu? Și nu l-a putut vindeca. Atunci ce zice? Păi omul totuși trebuie să simtă că i-a făcut ceva. Dă cu un de lemn, nu. Trebuie să simtă că i-a făcut ceva. Păcatele sunt iertate. Și ăia cărturare se gândesc, uite-te la el. Nu-l poate vindeca, și pentru că nu-l poate vindeca, să-i dea omului iluzia că totuși l-a ajutat cu ceva, îi zice, fiule, păcatele tale sunt iertate. Și aia, cumva supărați de chestia asta în inima lor, îi spuneau, doar Dumnezeu are puterea asta să ierte păcatele, omul ăsta hulește. Și Domnul Iisus, care știa ce gândesc, le spune, dar ca să știți că am putere să iert păcatele, și n-am spus numai așa de dragul de a spune ceva, ca să știți că am putere să iert păcatele, ție îți poruncesc, ridică spatul și du-te acasă. Vreau să vă spun ceva, seara asta Dumnezeu se poate atinge de noi, amin? Vom face lucrul ăsta în mod practic la sfârșitul predicii, chiar dacă termin abrupt mesajul din seara asta. Să știți că Dumnezeu se uită la credința noastră, se uită la problema noastră, nu putem ascunde. Noi aici putem să, bă, ce problemă ai? A, e asta, Dumnezeu știe care este. Și în al treilea rând, Dumnezeu are soluție. Doar vă avertizez, soluția lui Dumnezeu nu e cum credem noi că ar trebui să fie. Dumnezeu are cel mai bun răspuns, amin? Vreau să vă întreb un lucru și cu asta trecem la soluția lui Dumnezeu. Ești gata să accepți soluția lui Dumnezeu în seara asta? În afară de Darius, mai e cineva care vrea să accepte soluția lui Dumnezeu în seara asta? Fraților, noi venim în locul ăsta și spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu asta vreau, problema asta, așa vreau să se rezolve. Nu, Dumnezeu are cel mai bun răspuns, amin? Ridicați-vă rapid în picioare, ați fost atât de buni ascultători, încât vreau să vă felicit. Cântăreții, treceți aici rapid în față și voi. Ce vreți să cântați? Vreau să cântăm ceva despre puterea lui. Nu este munte prea înalt așa. Sunt pe aici niște munți înalți, am văzut în apropiere de orașele voastre, dar vreau să vă spun ceva, că înaintea lui Dumnezeu nu există munte al bolii sau al necazului sau al suferinței prea mari ca Dumnezeu să nu le poată rezolva. Haideți să stăm într-o atitudine de rugăciune și după aceea o să fac aici o chemare în față, o chemare pentru cei care au nevoie de ungere cu un de lemn, și ne vom ruga împreună cu voi. Aș vrea să rămânem în atitudine de închinare. Am văzut că la primele cântări încă nu știm să ne închinăm ca biserică. Aș vrea să rămânem în atitudinea asta de închinare. Va trebui să învățați să vă închinați lui Dumnezeu, pentru că timpul acesta, la început, înainte de predică, nu e să stați să ne uităm, să vedem cât de bine cântă reții, ci e un moment în care prin cântare ne rugăm. Sunteți gata să vă rugați lui Dumnezeu?
Vă întreb, sunteți gata să vă rugați lui Dumnezeu? Noi nu suntem aici la un loc de spectacol, ci suntem în casa lui Dumnezeu și casa aceasta se va numi ce? O casă de rugăciune. Cântările sunt rugăciuni. Vreau să închideți ochii acolo unde vă aflați. Oricum nu avem niciun fel de ecran pe care să se vadă cântarea, așa că acolo unde ești, stai cu ochii închiși și cântă lui Dumnezeu. Începe să cântăm cântarea aceasta, dar vreau să o cântați ca pe rugăciune și dacă nu știți versurile, rugați-vă lui Dumnezeu și spuneți lui Dumnezeu: Doamne, astăzi am nevoie de vindecare. Și dacă ai nevoie în seara asta de vindecare și dacă ai nevoie să vii cu problema ta înaintea lui Isus, vreau să spun ceva. E cineva aici care știe problema ta și ca să știi că Fiul omului are putere, încrede-te în El și spune acolo unde ești: Doamne, am venit la biserică și dacă într-adevăr Tu ești prezent în locul acesta și Tu ai puterea să-mi rezolvi problema, te rog, ai milă de mine și atinge-te de mine. Poate e o problemă sufletească, poate că ești bolnav sau bolnavă de întristare sau de depresie, sau poate că e o problemă relațională în familia ta, sau poate e o problemă de sănătate. Spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi care e problema mea și știu că Tu ai o soluție pentru problema mea. Sunt gata să accept soluția Ta. Hai să începem să cântăm. Nu este munte prea înalt. Nu există problemă. Nu e problemă prea grea, prea grea pe care să nu o rezolve. Spune lui Dumnezeu: Doamne, asta este problema mea. Strigă către Domnul în această seară. Spune lui Dumnezeu cum știi să-i spui, în românește, în engleză, cum știi să-i spui. Spune lui Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine. Poate că treci în aceste momente din viața ta printr-o situație grea. Dumnezeu poate porunci valurilor și ele să se potolească în numele lui Iisus Hristos. El, Iisus Hristos, a purtat pe umerii Săi povara lumii și poate purta și povara ta în această seară. Roagă-te lui Dumnezeu, nu sta nepăsător. În clipele acestea, nu te du acasă cu problema ta. Poate e vorba de un păcat pe care nu l-ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Poate e vorba de o situație pe care nimeni nu poate ști și nu poate rezolva. Nu te du din locul acesta cu problema nerezolvată. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, asta e problema mea. Aș vrea să aveți libertatea să vă rugați lui Dumnezeu acolo unde sunteți. Și să spuneți: Doamne, asta e problema mea. Vreau să o duc înaintea Ta. Te rog să o rezolvi Tu. Te rog să Te atingi Tu, Doamne. Te rog să pui pace, Doamne, în familia mea și în casa mea. Te rog, Doamne, atinge-Te de trupul meu. Atinge-Te de mintea mea. Am nevoie, Doamne, de Tine. Spune lui Dumnezeu asta acolo unde ești. Haideți cu toată biserica să proclamăm în această seară: El purtată pe umerii Săi la Golgota, povara ta, problema ta, necazul tău, încercarea ta, situația ta, și poate lua chiar acum. Povara ta o poate ridica Iisus Hristos în seara aceasta. N-aș vrea să prelungim prea mult acest moment, de aceea am să vă rog în momentele care vor urma, aceia dintre dumneavoastră care credeți că aveți nevoie de rugăciune, cu ungere, cu un de lemn, să veniți aici în față și împreună cu frații păstori ne vom ruga pentru dumneavoastră. Vă rog să cântăm, nu știu, am cântat o cântare în limba engleză, v-am rugat să o repetăm, habar n-am cum îi zice. Hai, știți cântarea asta acum? E putere, da. Aș vrea să cântăm cântarea asta și în timpul acestei cântări, dacă e cineva care crede că are nevoie în această zi să fie atins de puterea lui Dumnezeu și să fie vindecat și ai nevoie să facem ungerea cu un de lemn, vino aici în față, nu vom insista prea mult, nu-i vorba de insista, oricare ar fi problema pe care vrei să o duci înaintea lui Dumnezeu, te rog să vii aici în față și ne vom ruga împreună cu tine. Ceilalți, aș vrea să rămânem în o atitudine de rugăciune, suntem în prezența lui Dumnezeu și vreau să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Vreau ca biserica aceasta să învețe să se închine lui Dumnezeu, să nu fie niciun moment mort, niciun moment de plictiseală, niciun moment în care stăm să judecăm, să ne uităm în stânga și în dreapta. În această seară, acolo unde sunteți, vreau să închideți ochii. Aceia dintre voi care ați rămas în bancă, închideți ochii și priviți țintă la Cel care este prezent în locul acesta, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să se atingă de noi și să ne ridice. Haideți să repetăm și să spunem în numele lui Iisus Hristos.
Există rezolvarea problemelor noastre în numele lui Iisus Hristos. În prezența lui Iisus Hristos aveți puterea și curajul să spune: Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos poți fi vindecat. În numele lui Iisus Hristos poți fi ridicat. În numele lui Iisus Hristos povara depresiei poate fi ridicată. În numele lui Iisus Hristos boala ta poate fi rezolvată. În numele lui Iisus Hristos problemele din familia ta pot fi rezolvate. În numele puterii lui Dumnezeu poți veni în această seară aici în față și Dumnezeu poate rezolva situația ta. Vom vedea în biserica aceasta minunile lui Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu în locul acesta mântuind oameni și ridicând o nouă generație pentru El, de români americani, de oameni care locuiesc în locul acesta și care vor fi transformați de puterea și de slava lui Dumnezeu. Îndrăzniți să vă închinați lui Dumnezeu acolo unde sunteți și să spuneți: în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos există putere. Vreau să aveți curajul să veniți cu problema voastră. Și tu ai curajul să vii aici în față, să ne rugăm împreună cu tine. Ne vom ruga în numele Celui care a murit pe cruce în locul nostru. Ne vom ruga în numele Celui care într-o zi a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În numele Celui care a zis: Fiul omului are putere. El are putere să ierte păcatele. Și El are putere să vindece. Și El are putere să libereze. Și El are putere să ridice. Și El are putere să transforme. În numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, viața ta este atinsă de El. În numele lui Iisus Hristos, problema din familia ta este rezolvată. În numele lui Iisus Hristos ești ridicat. În numele lui Iisus Hristos ești mântuit. În numele lui Iisus Hristos ești eliberat. În numele lui Iisus Hristos viața ta e schimbată. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name is power, your name is healing. Hristos, ai încrederea că Dumnezeu se atinge de tine și de familia ta? Ai încrederea că în fața Celui care ai venit în această zi e destul de bun și pasă de tine și El te poate vindeca și El te poate ridica și El te poate ierta și El îți poate transforma prezentul și viitorul, că El este Cel care are puterea în cer și pe pământ? Ai încrederea că Iisus Hristos e prezent în locul acesta și El se atinge de familia ta și de viața ta și de sufletul tău și numele lui Iisus Hristos în această zi fii iertat și eliberat? În numele lui Iisus Hristos viața ta e schimbată în această seară? Ai încrederea că El îți schimbă viața? Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name is power, your name is healing.
Iisus. Există eliberare de depresie în numele lui Iisus. Există ridicare în numele lui Iisus. Și în seara aceasta, aici, în biserica Lighthouse, Dumnezeu începe o mișcare a Duhului Său cel Sfânt. În seara asta, Dumnezeu începe o lucrare în viața voastră, în viața copiilor voștri, în viața familiei voastre. Dumnezeu începe lucrare începând cu această seară. Crezi că Dumnezeu e Cel care schimbă viața ta? Crezi că Dumnezeu e Cel care îți transformă viața odată pentru totdeauna? Crezi că Fiul omului are putere pe pământ și aici în biserica aceasta să transforme, să mântuiască, să libereze, să mântuiască în familia ta? Crezi că Dumnezeu poate vindeca sufletul tău rănit în seara asta? Și începând din această seară, Dumnezeu începe o mișcare, o mișcare în rândul celor care sunt în locul acesta, o mișcare în rândul românilor din America, o mișcare în rândul americanilor din zona aceasta. Dumnezeu poate, Dumnezeu poate și vrea să facă această lucrare. Crezi că Dumnezeu, Fiul omului, are putere? El are putere. Și pentru că are putere, strigă către El în seara asta și spune: Doamne, suntem aici nu pentru că vrem să rămânem 50 de oameni, suntem aici pentru că vrem să vedem puterea Ta, Doamne. Vrem să vedem cum Tu lucrezi cu putere în locul acesta și zeci, sute, mii de oameni, Doamne, vin în locul acesta și sunt eliberați și sunt transformați și sunt mântuiți și sunt ridicați și sunt împuterniciți. O, Doamne Dumnezeule, Te rog în numele Lui Iisus Hristos, lucrează cu putere în numele Lui Iisus. Toată viața noastră. Te iubesc, Domnul meu. Haideți să spunem încă o dată acest refren. Te voi lăuda. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și haideți să cântăm din toată inima și aș vrea să cântăm cu toată biserica. N-aș vrea să stăm nepăsători în locul acesta și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea noastră cântată și să spunem: Doamne, sufletul nostru tânjește după Tine. Și să-i spune Dumnezeu: Doamne, cred că Tu poți să-ți manifesti puterea și prezența în locul acesta. Privesc la locul sfânt ca să-ți văd puterea, ca să-ți văd puterea și slava. Ca să-ți văd puterea și slava. Chem bunătatea Ta, Doamne, peste biserica aceasta și peste familiile noastre și viețile noastre. Aștept în tăcere răspunsul Tău, Doamne. Vino, nu târzia. Haideți cu toată biserica să cântăm: Te voi binecuvânta. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta va fi mereu în
Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să fie glorificat. Mai zic o dată, Dumnezeu să fie glorificat. Binecuvântată să fie prezența lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a manifestat prezența și puterea în locul acesta și cred din toată inima că Dumnezeu s-a atins de multe vieți. Și celor care s-au uitat online la noi le spunem că îi așteptăm mâine seară să fiți din nou împreună aici. Vom face rugăciune pentru cei care vor veni în locul acesta, ne vom ruga împreună. Toate seriile acestea, toate zilele acestea ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu. Credem că și în zilele care vor urma Dumnezeu va lucra cu aceeași putere. Vreau să vă spunem că e mult mai bine să fii prezent aici. Ceea ce vedeți online e mult prea puțin. Dumnezeu e prezent aici, slăvit să fie numele Lui. Vă rog frumos să vă așezați, să-L chem pe păstorul bisericii și el va avea cuvântul de sfârșit. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui. Mulțumim Domnului pentru vindecare, pentru cercetare. Mulțumim Domnului că atunci când îl chemăm, e prezent la lucru. Aș vrea să vă anunț că în seara aceasta o familie scumpă s-a ostenit și s-a îngrijit de noi ca să avem o gustare în seara aceasta. Fratele Aurel cu sora Mihaela au pregătit o masă de dragoste dincolo în partea cealaltă. Aș vrea ca fratele Radu să rostească o rugăciune și să ceară binecuvântarea Domnului în continuare pentru părtășia ce ne așteaptă dincolo. Sunteți invitați cu toți, nu vă grăbiți, stăm de vorbă, povestim, ne cunoaștem mai bine și Domnul să ne lege împreună cu lanțul dragostei și să strălucim pentru împărăția Lui. Domnul să vă binecuvinteze, vă așteptăm și mâine seară la orele 7. Haideți să ne ridicăm, că oricum plecăm dincolo și... Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim, te lăudăm și te preamărim pe Tine pentru seara aceasta minunată pe care Tu ne-ai dăruit-o. Mulțumim pentru prezența Ta, mulțumim pentru cântări, mulțumim pentru rugăciunile ascultate. În mod deosebit îți mulțumim pentru cuvântul Tău, te rugăm să-L binecuvântezi în sufletele noastre, să răsplătești celor care s-au ostenit, Doamne, și de asemenea te rugăm pentru bucatele acestea, Doamne, să le binecuvântezi Tu, să le sfințești și mâinile, Doamne, care s-au trudit, te rugăm să le dai Tu sănătate, binecuvântările Tale în familia lor. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.